Cristi și Mihaela Borcea apar urmăriți de farmece și de blesteme. S-ar părea că cei doi soți au fost otrăviți cu mercur. Argintul viu poate provoca leziuni renale, hepatice și dacă nu este tratat la timp, pacientul poate muri. La finele anului trecut, Gazeta Sporturilor a făcut publică informația că șeful dinamovist a fost intoxicat cu mercur. Borcea o punea pe seama consumului excesiv de fructe de mare. A fost la tratament în Miami, la o clinică specializată în chelatoterapie, unde ar fi plătit 30.000 de euro ca să scape de argintul viu. Da, așa e. Mi s-a descoperit o cantitate sporită de mercur în sânge. Însă nu vreau să mai vorbesc despre situația mea medicală. Vă rog să înțelegeți. Mulțumesc! În același timp, s-a aflat acum, soția se trata și ea la Viena. Medicii găsiseră și ei o cantitate foarte mare de mercur în sânge, o intoxicație cu metale grele care poate cauza leziuni grave. Specialiștii spun că dacă mercurul este înghițit, acesta ajunge în stomac și afectează rinichii, ficatul, pancreasul și inima. În cazul în care este inhalat sub formă de vapori, mercurul ajunge direct în plămâni și poate provoca insuficiență respiratorie. Se poate ajunge la insuficiență renală, poate ajunge la insuficiență respiratorie, poate ajunge la leziuni grave ale sistemului nervos central, tulburări grave de comportament, de memorie, polinevrite, tremurături, adică e un tablou dramatic. Este adevărat, am avut probleme de sănătate, dar nu vreau să comentez mai mult de atât. Apropiații soților Borcea sunt convinși că cei doi au fost otrăviți intenționat sau, mai rău, că li s-au făcut farmece. Sigur că este o lucrătură trimisă pe ei. Și dacă este vorba de Cristi Borcea, precis, și chiar cineva din apropierea lui care a putut să stea și cu ei la masă sau vin la ei în casă. Farmece sau nu, și vrăjitoarele și doctorii atrag atenția asupra toxicității mercurului. Și recuperarea e foarte lentă, chiar dacă l-ai scos din mediu, săptămâni, luni, multe luni uneori. Și uneori e irreversibil. Aici leziunile renale pot fi și irreversibile. Nu e simplu. O intoxicație de asta e o intoxicație grea, cu metale grele. Se poate și mai. Dacă cineva a vrut sau nu să-i omoare, soții Borcea nu au depus nicio plângere la poliție. Dacă o vor face și se va dovedi că au fost otrăviți, persoana care i-a intoxicat cu mercur poate face pușcărie pentru tentativă de omor.